Rugăciunea este cea mai mare aventură pe care o poți avea cu Dumnezeu. De fapt, aș îndrăzni să spun că este cea mai mare aventură de care poți avea parte în viața aceasta. Eu am călătorit mult la viața mea și am predicat Evanghelia în mijlocul mai multor revoluții. Am văzut cu ochii mei consecințele unui genocid încercând să ajut oamenii să se împace. Am fost în diferite zone de război și am predicat Evanghelia și am ajutat pe oameni să-și rezolve conflictele. Iar Dumnezeu de-a lungul timpului mi-a făcut parte de mai multe aventuri. Dar dă-mi voie să spun ceva, că cea mai mare aventură a vieții mele tocmai am experimentat-o de dimineață. Aventura pe care o retrăiesc zilnic este aceeași aventură pe care o poți experimenta, și anume aventura de a intra în prezența Dumnezeului Atotputernic, care a creat cerurile și pământul și toate frumusețile care ne înconjoară. Și tu poți intra în prezența sa ca să-l cunoști și să ai părtășie cu el. Ce bucurie mare te așteaptă! Dar cei mai mulți oameni îmi zic, Semi, dar nu mi se pare că rugăciunea este o aventură, câteodată mi se pare că e doar o obligație plictisitoare și nici nu știu ce să mai spun. Dacă ăsta e și cazul tău, dă-mi voie să-ți dau un sfat care îți va fi de folos. În primul rând, caută să înțelegi că rugăciunea izvorăște dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Iar această relație personală o poți avea doar prin Domnul Iisus Hristos. Dacă ai deja o relație personală cu Dumnezeu, există o cale simplă prin care poți intra în prezența sa. Psalmul 100 spune că putem intra cu laude pe porțile lui și cu cântări în curțile sale. Așadar, prin laudă și mulțumire este cel mai simplu mod de a intra în prezența Creatorului, splendorii ce ne înconjoară și a tuturor lucrurilor din lumea întreagă. Acum trebuie să înțelegem că există o diferență între laudă și mulțumire. Și ar trebui să fim recunoscători Domnului pentru toate lucrurile pe care le-a făcut și le face în continuare pentru noi. Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dar mulți oameni vin și îmi zic, Semi, care-i voia lui Dumnezeu? Iar eu le spun, să-i mulțumești pentru toate lucrurile. Și nu numai pentru anumite lucruri, ci pentru toate lucrurile și toate situațiile în care te afli. De exemplu, poți să-i mulțumești când oamenii îți fac rău, dar nu pentru răul pe care ți-l fac trebuie să-i mulțumești, ci pentru că el va lua toată suferința ta și o va folosi pentru a te face tot mai asemănător cu el. Așadar, indiferent de bucuriile sau greutățile prin care vei trece, ești chemat să fii mulțumitor. Te rog, fii mulțumitor căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Motivul pentru care circumstanțele prin care treci fac parte din voia lui Dumnezeu este că El va folosi aceste circumstanțe ca să imprime tot mai mult chipul Său în viața ta. Poți începe acest lucru făcând o listă cu toate binecuvântările de care ți-a făcut El parte, apoi laudă-L cu toată puterea ta. Dar poate te întreb ce înseamnă să-L lauzi. A lăuda pe Dumnezeu înseamnă să-L lauzi pentru cine este El. El este Tatăl nostru, care este în ceruri. El este de asemenea Dumnezeul care șade pe tron și care este Creatorul Universului. Sfințească-se numele Său. Noi îl onorăm pentru că El este Sfânt. El este unic în toate atributele sale. El este Tatăl, al cărui nume îl sfințim. De aceea, noi lăudăm pentru cine este El. Așadar, vină în prezența sa cu mulțumire și spune-i, Doamne, te iubesc și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Apoi poți să continui să-i spui că-l iubești și că te închini înaintea lui nu numai pentru ce a făcut pentru tine, ci și pentru cine este el. Ce-ar fi să-ți iei chiar acum puțin timp și să-i mulțumești și să-l auzi pentru cine este el și pentru tot ce a făcut pentru tine? Nici nu știi de ce aventură vei avea parte. Reține acest lucru și intră în prezența sa prin laudă și mulțumire. Atunci vei fi binecuvântat în inima ta.